Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit etalarea pentru joi 4 februarie. Și acum hai să vedem care este energia care o să iasă pentru această zi pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Wow! O altă arcană majoră. Se pare că toată această săptămână o să avem evenimente importante, că au tot ieșit arcane majore pe diferite poziții în această etalare zilnică. Pe partea de dragoste avem aici Diavolul, cartea care în tarot reprezintă Zodia Capricornului. Va fi o zi foarte importantă pentru cei născuți în Zodia Capricorn, care aveți ascendentul, luna natală în Capricorn sau care aveți un partener cu Zodia Capricorn sau plasamente planetare importante în Capricorn. În tarot, Diavolul este o carte de tentații, care ne aduce aminte că avem mai multă putere decât credem, că suntem creatorii propriului nostru destin. Da, și divinitatea are rolul său aici. Anumite lucruri sunt într-adevăr prestabilite în planul nostru de viață, dar noi suntem co-creatori în această realitate. Avem și noi cuvântul nostru de spus și faptele noastre, gândurile noastre, acțiunile noastre pot să ducă cursul vieții într-o direcție sau în alta. Uitați-vă aici la această bufniță din colțul din dreapta jos al cărții. Este simbolul suprem al înțelepciunii și toată această înțelepciune, toată această cunoaștere este aici foarte tristă, blocată într-o circumstanță din care crede că nu poate să iasă. Dar fiți atenți, ușa coliviei este deschisă. Dacă sunteți dispuși să vă conectați cu această înțelepciune interioară, care vine clar dintr-o sursă divină, dacă sunteți dispuși să vă ascultați instinctele, să vă autoimpuneți un set de reguli, de principii de la care nu sunteți dispuși să deviați niciodată, puteți să zburați din această colivie. Pentru toți cei care vă simțiți blocați într-o situație de dragoste, într-o situație de viață din care nu vedeți nicio ieșire, puterea este în mâinile voastre să faceți o schimbare. Vreți să plecați dintr-o relație? Puterea este în mâinile voastre să plecați. Vreți să schimbați ceva la relația voastră? Puterea este în mâinile voastre, trebuie să inițiați aceste conversații, aceste discuții cu partenerul sau partenera voastră. V-ați săturat să fiți singuri? Puterea este în mâinile voastre să găsiți acest partener ideal, să atrageți acest partener în viața voastră. Pentru toți cei care sunteți singuri sau prinși în relații în care nu sunteți mulțumiți, nu sunteți împliniți, uitați-vă în primul rând foarte atent la voi. Ce ați făcut, sau mai bine zis, ce nu ați făcut la timpul potrivit, astfel încât să se ajungă la situația asta? De ce ați permis să se ajungă la situația asta? Ce s-a întâmplat acolo? Ce puteați voi să faceți altfel? Nu puneți toată vina pe partenerul sau partenera voastră sau pe parteneri din trecut, pentru că voi n-aveți cum să influențați gândurile, acțiunile, deciziile altor oameni. Puteți să vă influențați doar pe voi. N-aveți cum să îl opriți pe partenerul sau partenera voastră să nu se uite după alte persoane, dar puteți să nu acceptați să fiți alături de o persoană care are acest tip de comportament. Nu puteți să vă opriți partenerul sau partenera să nu bea, să nu fumeze, să nu meargă la jocuri de noroc, dar puteți să decideți că nu vreți să fiți împreună cu o astfel de persoană. E foarte important cu această carte aici să înțelegeți că oricât de mult v-ați dori, nu aveți cum să schimbați comportamentul altei persoane, puteți să influențați și să schimbați doar comportamentul vostru. Și dacă nu sunteți mulțumiți de situația în care sunteți, trebuie să luați atitudine. Dacă refuzați să luați atitudine, că vă e prea frică, că nu știți cum puteți să o scoateți la capăt, atunci trebuie să vă acceptați soarta, pentru că și asta e o alegere. Lipsa de acțiune este în sine o alegere. Hai să trecem mai departe. Pe partea de sănătate avem aici 10-le de monede, o carte foarte frumoasă, de foarte multă bucurie și împlinire. Pe sănătate lucrurile se îndreaptă, merg într-o direcție foarte bună, fie pentru voi, fie pentru un membru apropiat din familie.
10 de monede este o carte de sărbătoare, de vești bune, de ajutor din partea familiei și din partea prietenilor. Dacă aveți o problemă de sănătate, nu ezitați să apelați la prieteni și la rude. Apelați la ei pentru un sfat, pentru îndrumare către un specialist. Da? Nu luați tratamente după ureche, dar dacă aveți nevoie de o recomandare, nu știți la cine să mergeți, la cine să apelați, întrebați mai întâi în cercul vostru apropiat de prieteni și de familie, pentru că ei o să știe să vă ghideze exact la medicul corect pentru voi, la specialistul corect pentru voi. Pentru cei care nu aveți probleme de sănătate, 10 de monede vine și cu energia aceasta de familie, de lucruri care se transmit din generație în generație. Și astăzi ar fi o zi bună să discutați cu părinții, bunicii, să faceți lista bolilor cronice din familia voastră, a bolilor care se transmit și ele din generație în generație, pentru că este foarte posibil ca și voi să aveți o predispunere, o predispoziție către declanșarea acestor boli de-a lungul vieții voastre. După ce faceți această listă, după ce adunați toată această informație, ar fi indicat să consultați un specialist homeopat, astfel încât să puneți la punct un plan de prevenție. Mare atenție că toate aceste planuri de prevenție sunt tratamente pe care o să le luați tot restul vieții, dar sunt tratamente simple, cu suplimente naturale, cu ceaiuri, tincturi, poate schimbări în stilul de viață, care să vă ajute să preveniți mai încolo, de-a lungul vieții voastre, anumite boli cronice care se pot declanșa. Pe partea de bani, carieră, situație financiară, avem aici 8-ul de bâte, cartea de comunicare, de rapiditate, lucrurile se întâmplă așa foarte rapid. Este foarte important cu acest 8 de bâte să fiți maleabil, să vă adaptați la schimbările care o să vină inevitabil în această zi și este foarte important să aveți mare grijă în comunicare, mai ales în comunicarea online, prin e-mail, WhatsApp, Messenger, SMS-uri, tot ce se transmite așa pe calea undelor, tot ce se transmite foarte rapid, pentru că cu Mercur retrograd, aici poate să apară riscul de anumite probleme în comunicare. Astăzi sunt foarte bine aspectate toate investițiile în zona IT, în companii de comunicare, telecomunicații, companii media, mass media, advertising, dar și în transporturi. Cu 8-ul de bâte lucrurile se întâmplă rapid, furtunos chiar, și dacă sunteți vigilenți, dacă vă adaptați cerințelor, dacă reacționați și voi suficient de rapid, puteți să beneficiați aici de niște surprize foarte plăcute, de niște oportunități foarte bune pentru cariera voastră. Per total, o energie frumoasă pentru această zi. Și înainte să finalizăm acest video, vreau să vă scot și o carte din aceste carduri de înțelepciune. Până când amestec eu cărțile, nu uitați să-mi lăsați în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă v-a plăcut videoul meu, să lăsați un like. Pentru cei care sunteți loviți așa din plin de evenimentele astrologice ale acestei luni, știam că o să fie o lună foarte grea, foarte importantă, de aceea v-am și pregătit o analiză foarte detaliată în videourile pentru luna februarie. Dacă n-ați văzut încă aceste videouri, le găsiți acum pe ecran, aici în colțul din dreapta sus, pentru fiecare zodie în parte. Videourile acestea sunt împărțite în mai multe rubrici, în partea de astrologie, care vă vorbesc în mod general despre ce vă puteți aștepta să vedeți la nivel global, planetar, pe cele mai importante zile din luna februarie. Pe urmă, partea de horoscop în care aplicăm aceste evenimente individual pentru zodia voastră și la final partea intuitivă de astrozaruri, tarot și carduri oracol. Dacă vreți să vedeți doar o anumită rubrică, bineînțeles găsiți în descrierea fiecărui video momentul de timp la care începe fiecare parte. Recomandarea ar fi să vă uitați la videoul complet, inclusiv pentru ascendentul vostru, pentru semnul zodiacal în care aveți luna, pentru că luna februarie va fi o lună foarte importantă și foarte, foarte încărcată. Și e important să
fiți pregătiți pentru aceste evenimente. Puteți să beneficiați de aceste tranzite planetare sau puteți să fiți afectați de ele. Decizia este a voastră. Eu doar vă dau informațiile, pentru că la urma urmei informația înseamnă putere. Hai să vedem mesajul pentru această zi. Este următorul. Iert toate experiențele din trecut. Nu trebuie să știu cum să iert. Tot ce am de făcut este să fiu dispus să iert. Universul va avea grijă de felul în care iert. Un mesaj foarte frumos de iertare, de a trece mai departe, de a nu căra după voi greutățile din trecut, pentru că viitorul este unul foarte luminos și dacă lăsați aceste bagaje karmice în spate, puteți să înaintați mai mult decât v-ați aștepta. Da, luna februarie este una foarte încărcată, pentru că toată energia este canalizată pe zodia vărsătorului și pe Taur, de unde se fac aspecte tensionate de quadratură. Dar dacă știți cum să navigați aceste informații, cum să vă folosiți de aceste tranzite planetare, puteți să obțineți lucruri neașteptate, foarte frumoase, foarte pozitive în viața voastră. La urma urmei, cine este vărsătorul în tarot? E steaua norocoasă, care poate să vă aducă miracole. Dar această stea este pusă în dificultate de aspecte tensionate care vin dinspre Taur. Și ce e Taur în tarot? E marele preot, sunt instituțiile, sunt tradițiile, sunt lucrurile pe care le facem pentru că așa le-au făcut și moșii strămoșii noștri, dar noi acum trăim într-o altă epocă, într-o altă eră. E important să luăm din trecut acele lucruri valoroase care ne ajută și în viitor. Principiile, etica, morala, familia, valorile pe care ne clădim viața, dar este la fel de important să lăsăm în urma noastră odată și pentru totdeauna acele obiceiuri proaste, acele gândiri limitatoare care ne țin prizonieri într-o lume care nu mai există, într-o lume de mult apusă, într-o viziune asupra vieții care nu se mai aplică pentru secolul 21, pentru era vărsătorului. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!